11 și 31 de minute, ascultați Radio România Actualități și cred că eram obișnuiți cu altă versiune, altă variantă a melodiei. Bine, domnule Mircea Vintilă? Da, erați obișnuit cu varianta din înregistrată în anul 1974. Wow. De foarte mult timp. De foarte mult timp. A fost înregistrată pe un album, pe un disc mic, microsion, așa se spunea pe vremea aceea. Și în radio... Atunci se ocupa de toate înregistrările Luli Cristea și ea a tras de mine și a zis: vino, nu se poate, trebuie neapărat să înregistrăm. Noi eram plecați prin diferite, cântam în diferite locuri și nu prea aveam. Hai, dacă zici tu, hai să înregistrăm. Și atunci am înregistrat prima variantă, pe care o știți și voi. Luli Cristea era la niște clopoței și niște minunății pe acolo în trianglu și Dan Tufaru, actorul Dan Tufaru, era la bloc flute, a cântat. Deci așa a fost înregistrarea originală. Și acum la varianta varianta care-i povestea? Un fel de mielul intergalactic, așa. Vorbeam pe hol cu Bogdan Pavlică și îi spunea: ce văd, dar ce e acolo, ce se întâmplă? Zic, este un fel de miel intergalactic, ca să fie. Sunt cu colegii mei din trupa Brambora, cu Gelu Ionescu și cu Robert Enache, doi instrumentiști excepționali și cu ei fac toate orchestrațiile, aranjamentele muzicale ale pieselor mele. Eu mă uitam pe Facebook pentru că și acolo transmitem live și primul mesaj vine din partea lui Iulian Broc. Ciocule, te salutăm din Alba Iulia. De unde vine această denumire Ciocule? Da, toată lumea, bine, în copilărie așa eram. Copiii de pe stradă, fiecare avea câte o poreclă și toți îmi spuneau, deci de atunci, mă rog, mi se spune așa, adică ei îmi spuneau așa, Mircea, Mirciocu și Ciocu și Mirciocule, Ciocule și au prescurtat, și... da, și au prescurtat și a rămas doar Ciocu. Dar îmi spuneau așa prietenii apropiați și oamenii cu care, și prietenii cu care ne jucam pe stradă și în cartier. Domnul Vintilă, ați venit cu chitara. Și aș vrea să profităm din plin de această minunăție pe care chiar acum o țineți în brațe. N-ați venit degeaba și sunt convinsă că ați pregătit ceva surpriză, nu? Pentru prietenii. Da, am surpriză, sigur că da. Și mi-aduceam aminte de prima piesă care a fost înregistrată, deci piesă nu compusă, pentru că au fost compuse și alte piese, dar prima piesă care a apărut pe post și aici în radio a fost Lordul John. Se zvonise prin ziare că în Irlanda într-un sat un bărbat grozav de tare. Lordul John, prinzând de veste cine e și de unde este, vrea să știe dacă e adevărat. Ca mulți lords de viță veche din îndepărtatul nou, Lordul John e într-o ureche. Piesa a fost înregistrată în anul 1974. Destul de mult. Destul. Cam mult, nu? 50 de ani de carieră, oricum. Cam, da, da. Pe la începuturile carierei, dacă mi-aduc aminte că în studioul T6, mi se pare că era undeva jos la parter. La parter era. Și acolo am mers. Și nu numai piesa aceasta, dar și alte piese. De fapt, eu am cântat prima oară și într-un cenaclu, într-o duminică dimineață, la ora 10, la Casa de Cultură a Studenților, foarte aproape, foarte de, aici, aproape de radio, într-o duminică dimineață. Era un cenaclu Atlantida, condus de Radu Anton Roma. Și ca o bucurie, acum o lună am fost invitat tot la Casa de Cultură a Studenților și la ora 11 dimineața a fost un
la Cernaclu. Deci după atâta timp am reușit, după 50 de ani, am reușit să mai cânt încă o dată la un alt fel de Cernaclu. Și pentru că recent ați luat pulsul studențimii din București, spuneți-mi, sunt atrași tinerii de muzica folk? Să știți că în perioada aceea, perioada studențească și în studenția mea și acele baluri de boboci erau cele mai căutate, spectacolele de la balul bobocilor erau cele mai căutate de către noi și de către cântăriții de folk și de către cântăriții de rock. Era o nebunie, publicul studențesc era un public serios avizat și care își dorea foarte... Mai sunteți chemați la balul bobocilor în perioada asta? Nu, n-am mai fost. Nici nu știu dacă se mai fac. Se mai țin, Cred că se mai țin. Se mai țin, sigur. Se mai țin, nu? Da. Probabil că e altă modă. Acum, probabil că sunt alte generații și altfel de muzică ascultă, dar e interesant să știți că la spectacole vin și vin foarte mulți, adică nu sunt numai cei din generația noastră, dar sunt foarte mulți tineri și chiar foarte tineri. Asta este un lucru care ar trebui să ne bucure, nu? Foarte a mult. Fost un lucru minunat aici în radio, au fost niște copilași care... Da, e săptămâna altfel. Și vin în fiecare zi, toată săptămâna au venit copilași aici. Ce au intrat nebunie. În studio, da, v-au plăcut nebunie copii. Și au cântat mielul împreună. Ce o nebunie, vai de mine, au cântat superb au cântat. A fost o bucurie și pentru mine și pentru ei. Mă uit și pentru noi toți, da. Mă uit la Ionuț, de fiecare dată scrie și notează întrebările. E ca un viitor domn doctor, jurnal, înțelegeți? Jurnal de emisiune. Da. Unde se simte mai bine muzica folk? Să știți că peste tot în țară. Noi obișnuim să cântăm în spectacole cu... Astea sunt cele mai importante. Cu bilete la casa. Asta este, într-adevăr. Spectacole mai mari, gen festival sau... Spectacolele mai mari, gen festival, au fost cele mai multe până de curând. Anul acesta, nu știu, să vedem, s-au mai renunțat unii dintre ei, dar folk-ul a fost genul de muzică cu cele mai multe festivaluri. Și în cluburi se cântă, pentru că în club este altfel de atmosferă. Cel care vine acolo, unde se simte cel mai bine? În club. În club mă simt extraordinar. Sunt foarte aproape, sunt lângă tine și spectacolul nu este numai al meu, eu le și spun când intru în spectacol, le spun, nu mă lăsa să stau singur aici pe scenă, să încercăm să cântăm, să dansăm, să aplaudăm, și să fie o seară. În lumea plină de urmări, eu sunt un om pe niște scări. În sus ce e, în jos nimic, în jos ce e, în sus nimic. Vorbesc cu ceilalți care au fost și în sus și în jos și nu-i de zi. Eu însumi spun de locurile pe unde am fost, nu e nimic. Eu însumi spun de locurile pe unde am fost, nu e nimic. Tot încerc să îi surprind, chiar să le spun, ia să vedem dacă vă mai aduceți aminte de cântecul acesta. Timpul vieții mi-e scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași și scuipă pe brav. Voi ce în lună zburați până la cer vorcați, pe spină de noi sclav, pe pământ avem de toate. Și în clipa aia, toată lumea începe să cânt. Deci spectacol este minunat, este... Sunt convinsă că atmosfera este cu adevărat minunată. Am recunoscut toate piesele. Sunt piese pe care și noi le difuzăm de foarte multe ori aici pe frecvențele Radio România Actualități. Eu mai am o întrebare. Există cu adevărat noroc ce cer? De fapt, totul este plecat de la o glumă, ce cer noros. Cătălin Țărlea, cel care a scris, cântecul, vă dați seama, se întâlneau poeții, se întâlneau la Muzeul Literaturii Române și fiecare, mă rog, scria câte o...
scrie o poezie și este o, de fapt este o glumă, noros ce cer. Personal, când drama vieții mă subjugă efemer, iau rapidul de Constanța s-o văd, iar s-o văd pe noros ce cer. Ia noros ce cer, turcoaica cu ochi verzi și umeri slabi, este astăzi vânzătoare la buticul, la buticul doi kebab. Și îmi imaginam că această fată este foarte frumoasă. Muza dumneavoastră. Dar prevremea aia dulce, când ne tulburam cu zarea, ne plimbam ades pe plajă și ascultam cum muge marea noaptea după chinul tandru. Cu fermoarele rebele mă întrebam ce cer, drăguță, care-i visul, care-i visul vieții tele. Mircea Vintilă, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, ne-am pregătit o piesă, se numește Batiscaf. Batiscaf, da. Este o piesă, este o piesă nouă, o piesă tot lucrată cu Gelu Ionescu și Robert Enache, cu colegii mei din trupa Brambora și cu Olivia Păun. Oli of Queens este o cântăreață minunată, o cântăreață de rock, este absolventă de conservator, cântă la flaut, cântă la pian, cântă la chitară și a fost și toboșară în trupa Quartz atunci când solistă vocală era Gianina Corondan. Frumoasă poveste sau stă în spatele sau frumoase întâmplări, pentru că până la urmă iar versurile... nimic nu e întâmplător, da, da. Să știți. Iar textul este scris de Dinu Lărașu, un prieten bun și un cântăreț valoros și un poet foarte bun. Ascultăm piesa? Da. Cale de mijloc nu e deloc. Unii spun simplu, mare noroc. O rezolvare ar fi cumva să vin și eu în lumea ta. Poate înainte de toate ar fi nimerit. Vino negravă, vino zubavă. Decis și onest și parol și insist explicit. Renunț la pământ, la averi, renunț dacă-mi ceri. Ne retragem ultra-ușor în adâncul oceanelor. O delfină și un oceanograf cocubind într-un vil batisca. Eu de pe țărmuri ochean, te urmăream de-un veac și un an. Ce saturi înalte, ce strigăte, le traducea în cântece. Poate înainte de toate ar fi nimerit. Vino negravă, vino sub apă. Decis și onest și parol și insist explicit. Renunț la pământ, la averi, renunț dacă-mi ceri. Ne retragem ultra-subtil la început de mai sau april. O delfină și un oceanograf concubin într-un vil batiscaf. Și un oceanograf concubin
o delfină și un oceanograf. Un oceanograf, care sunt eu. Foarte frumoase și versurile, da, și piesa. Am primit o grămadă de mesaje, toate sunt foarte frumoase. Să vi le citesc? Da, 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 da. Să iau mesajul lui Gigi. Am scris, ne-a spus așa: am crescut cu muzica lor prin anii 78-79, eram la Braza la liceu și ne-a concertat domnul Vintil. A fost o nebunie chiar și pe acele vremuri. Așa este, da. Țineți-o tot așa, felicitări. Câți ani aveți, maestre? Vă întreabă Cristian din Constanța. Mult, sunt cel mai bătrân din orașul acesta. Pe străzile pline când trec n-am pereche, atât de grațios portinerul în ureche, atât de înflorită e cămașa și vestea. Sunt cel mai bătrân din orașul acesta. 70 de ani. Mulți înainte, să vă ține Dumnezeu sănătos. Cum se numește melodia? Este superbă. Piesa pe care am auzit-o? Piesa se numește Batiscaf. Este compusă de mine, este orchestrată de prietenii și colegii mei cu care lucrez, orchestrez toate piesele, prietenii, colegii din trupa Bravura, și Olivia Păun este solista cu care eu am interpretat această piesă și textul este scris de Dinu Lărașu. Foarte frumos. 70 de ani, ați spus, da? Unde îi țineți ascunși în buzunar, că nu îi arătați deloc? Și 50 de ani de carieră. Da, exact. Și bucuria cea mai mare, v-am spus, a fost că am fost invitat la Casa Studenților, la din nou, la un cenă. A fost o nebunie, de pe lume, vă dați seama. Ce, după 50 de ani, da, să fii din nou la un cenaclu literar pe care erau ei, și așa se obișnuia și atunci, ca după ce citeau ei poeziile și, mă rog, discutau acolo, aveau problemele lor, un cântăreț să vine să cântece, nu cântam foarte mult, două sau trei cântece. În prima duminică a venit Mircea Florian și în duminica următoare am cântat eu. Se zvonise prin ziare că în Irlanda, într-un sat, un bărbat grozav de tare, Lordul John, prinzând de veste, și a mai cântat, da, nu mai țin minte ce cântece, al doilea cântec, un cântec pe care eu nu l-am, la fereastra spre livadă, din copită murgul bate, frâu de argint să-i scot din ladă, scumpă și să-i pun pe spate. Ca să mergem împreună peste voi și peste plai, s-a făcut iar vreme bună, stai un pic, murgule, stai. Și da, asta a fost totuși nebunia, dar vreau să vă spun că eu am început să cânt ca un solist vocal al unei trupe de rock. Deci nu acompaniat de chitară, ascultând la radio cred că în septembrie sau octombrie era toamna, la emisiunea Metronom, ascultându-l pe Cornel Chiriac și Gio Limbășanu, l-au prezentat pe Bob Dylan. Și Bob Dylan cânta atunci acompaniat de chitară și muzicuțe. Și eu am zis, hop, deci se poate. Pentru că nouă ne lipsea atunci și microfoane, și stații de amplificare, și chitări. Eram sărăcuți, eram săraci și erau probleme mari de tot. Și cu cântatul, vă dați seama ce probleme erau, am zis, hai, gata, merge și așa. Și am încercat voce și chitar și iată că s-a putut. Am a zis, fost rețeta putut de succes. El, da, exact. Vă ascult din Italia, ne scrie Georgeta. Sunt multe. Foarte bine sună chitara rece. Salutări din mijlocul Bărăganului, domnul Corifeu, vă spune Marius Matache. Domnul Corifeu, nu? Domnul Conifer sau domnul Corifeu? Domnul Corifeu scrie. Multă sănătate din partea Melaniei Sandu. Muzica dumneavoastră este actuală și pentru inimă în fiecare secundă. Fată frumoasă, fată străină, diseară am să te duc pentru convorbiri, pentru cine? La hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu poți să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20.
trebuie să mulțumim fetele, nu? Să, corect, și fetele vă mulțumesc. Sunt mulțumim. Milioane de fete, probabil, care au ascultat această piesă și care au așa simțit în... până străfundul inimii. Da, da, este o piesă, să știți că sunt... sunt anumite piese pe care nu pot să nu le cânți într-un recital. Bineînțeles că trebuie cântate și piesele vechi și piesele noi, dar anumite piese și nu le-ai băgat în repertoriu, ei ți le cer la sfârșit. Ce amintiri vă leagă, ce amintiri extraordinară vă leagă de Radio România, întreabă un prieten de la 10 prin SMS. În Radio România... pentru prima oară am făcut înregistrările și mi-aduc aminte, să știți că sunt multe piese, voce-chitară înregistrate aici în Radio România, actualități. Am fost premiat de multe ori în festivalul pe care îl organizați voi aproape în fiecare an și am luat multe, multe Gala premiilor muzicale, Gala premiilor muzicale, Muzet, anul trecut, acum 2 ani a fost o piesă, un cântec premiat și emisiunile pe care le făceam și cu Florian Pitiș la Radio 3.net, dar și cu Paul Grigoriu și cu foarte, foarte mulți, foarte mulți redactori, oameni care lucreau aici în radio. Pe când un concert cu o hologramă și Florian Pitiș. Da, știți de când aveam ideea asta de foarte mult timp și am încercat, mi-a fost foarte greu. Acum se pare că este mult mai ușor și mult mai rapid să reușești. Să știți că am gând la gând cu bucurie și mă gândeam că se poate face așa ceva pe o piesă Vinovații fără vină pe care Florian Pitiș a cântat-o aici și aici în radio, în spectacol. Eu am o încercare, a fost, dar de fapt n-a fost hologramă, a fost o strofă eu și răspunsul mi-l dădea Florian Pitiș pe un ecran. A fost o încercare, dar reușită, Mondocane, un cântec pe care eu îl cântam împreună cu el, dar să știți că varianta aceasta cu hologramă este și Vinovații fără vină, asta vă... dar de foarte mult timp am avut în cap să fac așa ceva. Ne așteptăm cu drag. Da, și eu aștept și mă bucur teribil să poate să ne iasă. Eu tot mă uitam la ecran. Sunt ascultători care ne urmăresc din Belgia. Primiți foarte multe inimioare, foarte multe declarații de dragoste. Îmi place foarte mult. Să le mai cântăm, păi asta spun. Eram pregătit să difuzăm Muzet pe final, dar o să închideți dumneavoastră întâlnirea de astăzi. Din păcate, timpul este cel mai mare dușman al nostru, dar mai avem suficient cât să ascultăm un minut și jumătate, cât să ascultăm ce ascultăm. Iar un colț din viața mea a îndrăznit să vă înfrunte, să vă șteargă de-ar putea noua cută de pe frunte. Am cântat mai rău, mai bine ce-am în suflet și în gând. Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Printre stele cum se face că într-una mă învânt. De ce berea îmi mai place, cine sunt și de ce cânt. Sunt o umbră călătoare ca și puc, ca Ariel. Le-am adus vreo supărare, supărați-vă nițel. Dar de-am reușit o clipă să vă fac să mai visați. Dați-mi toți câte o mână și să fim pe lume frați.
Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin, pe curând, la revedere. Mircea Vintilă, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, vă îmbrățișăm, vă dorim mult și succes eu vă îmbrățișez. Și multă sănătate și vă așteptăm de fiecare dată aici la Radio România Actualități.